Pompierii au intervenit de urgență după ce bărbatul a tăiat accidental țeava de gaz și a provocat un incendiu. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă blocul a rămas fără căldură, iar distribuitorul de gaz a întrerupt furnizarea până la verificarea instalației blocului de către o firmă specializată. Momentan firma a venit, va începe să facă revizia pentru cele două coloane, mai întâi cu coloana pentru încălzire, ca să fim siguri că putem reconecta cât mai rapid locuitorii și să beneficieze de căldură, pentru că încă este frig afară. Ulterior o să rezolve și problema coloanei pentru aragaze. Ce faceți, doamnă? Cum vă descurcați? Așa bine, cu uscături, cu frig, cu țărate. E frig. Da, păi cum? Dacă nici n-ai unde să încălzești o lei de mâncărică, dar nici nu mai am. Greu, nu avem nici unde să punem ceva de mâncare, nici nimic. O baie, nimic. Deci acum aveți 15 grade în casă. Așa stați. Și încă o zi mai rezistați? Da, dar aveți lumânare, ca să mai încălzească. O lumânare din aia, candeluță, și mai mare. Aseară mai am prins una, măcar așa să ne încălzăm la mâini. Să nu mai stați tot așa, până... Păi, nu știu, trebuie să plec, să iau copilul, să plec undeva, să mă duc. Vecinul care a lăsat blocul fără căldură a părăsit locuința.